Mar personalități. Mickey Mouse, Minnie, Donald, Daisy, Goofy și Pluto te vor însoți într-o călătorie plină de aventuri în lumea cunoașterii. Descoperă secretele științei și ale trecutului și multe alte lucruri. Poftim la bord și călătorie plăcută! Zi de zi, oamenii construiesc lumea prin propriile acțiuni regi și regine, oameni de știință și soldați, președinți și profeți, ne-au schimbat modul de viață, felul de a gândi și lucrurile în care credem. Fiecare țară se poate lăuda cu povești cu eroi și eroine care au lăsat ceva în urmă. În afară de liderii politici și de inventatori, putem aminti de personaje excepționale din rândul romancierilor, al muzicienilor, Actorilor, atleților și artiștilor. Povestea vieților lor demonstrează că omul știe întotdeauna să înfrunte noi provocări și să observe lumea într-un alt mod. Lumea antică. Multe personalități celebre din trecut au fost conducătorii unor mari imperii. Unii erau războinici de valoare. Alții au pus să se construiască palate magnifice sau au fost înhumați în morminte enorme, dintre care încă mai există câteva. Povestia vieții lor a ajuns la noi prin poveștirile, legendele și cronicile timpului, Dovezi fiind monedele, statuile și scrierile de pe zidurile mormintelor și ale monumentelor. Lumea islamică Religia islamică, numită și musulmană, a început să se răspândească în afara țărilor arabe în secolul al VII-lea după Hristos, la puțin timp după moartea profetului Mahomed. În secolul al IX-lea, lumea islamică devenise deja o mare civilizație de limba arabă, care se întindea din Spania până în Persia, Iranul de astăzi războinici și cuceritori. Marii războiniști trebuiau să fie inteligenți și competenți. Unii au luptat pentru libertatea poporului lor, în timp ce alții au cucerit alte popoare. Chiar dacă aceștia nu au fost iubiți de dușmanii lor, li s-a recunoscut valoarea în luptă. Suveranii. De-a lungul timpului, popoarele au fost aproape întotdeauna conduse de împărați, regi sau regine. Inteligența, cruzimea sau dorința acestora de război au condiționat viețile supușilor. Dacă unui suveran îi plăceau palatele impunătoare sau voia să pornească la război, poporul era obligat să plătească pentru toate acestea. Conducătorul ideal trebuia să fie puternic și onest și să păstreze pacea și ordinea. Liderii politici Asia Continentală și Japonia în secolul al XVIII-lea, în Asia au avut loc mari schimbări. Multe națiuni și-au cucerit independența față de puterile europene, sub dominația cărora se aflau, dar tradițiile a Asiei au fost puse în pericol de războaie, comerț și de dezvoltarea noilor tehnologii. Oamenii de știință, de-a lungul secolelor, anumite personalități au muncit din greu pentru a răspunde întrebărilor despre lume, univers și natura lucrurilor care ne înconjoară. Teoriile lor erau adesea contrare opiniilor comune, de exemplu, pe aceea că ființele umane au fost create într-o secundă. Mari inventatori! Unele dintre cele mai importante invenții din lume, precum roata și cuiul, sunt lucruri atât de vechi încât nu știe nimeni cine le-a creat. Îi cunoaștem însă pe creatorii invențiilor cele mai recente. Cu toate acestea, nu este întotdeauna ușor de stabilit cine a inventat ceva. O mare parte dintre aparatele folosite astăzi au fost inventate de mai multe persoane, fiecare aducând mici îmbunătățiri ingineri și arhitecți. Fără ingineri și arhitecți, lumea ar fi foarte diferită. Inginerii proiectează mașini și construiesc poduri, străzi și baraje. Arhitecții proiectează clădiri impunătoare, încercând să folosească cel mai bine spațiul fără a neglija estetica. Și unii și alții trebuie să știe să folosească metalele, piatra și alte materiale pentru a realiza construcții solide și funcționale. Inovațiile tehnologiei le permit să experimenteze idei noi. Pionierii zborului în primele sale tentative de zbor, omul a încercat să imite păsările, apoi s-au inventat baloanele de zbor, care erau însă duse de vânt, și planoarele care înfruntau curenții de aer. Frații Wright au reușit primul zbor cu un aeroplan cu motor în anul 1903 și de atunci avioanele au continuat să se îmbunătățească. Mar maestri Marii maeștri au jucat un rol fundamental. Au transmis învățături legate de problemele lumii și au arătat oamenilor cum să trăiască și să muncească împreună în armonie. Cei mai importanți și-au demonstrat înțelepciunea, dând exemplu cu propria viață. Unii au scris cărți pentru a-și explica credința, alții au transmis discipolilor propriile cunoștințe pentru a le răspândi în toată lumea și astfel împățătura lor a ajuns până la noi. Pionierii medicinii În trecut, chiar și micile accidente, precum o rană sau o fractură, puteau fi mortale. Bolile distrugeau orașe întregi și mulți copii mureau în primii ani de viață. Înainte de secolul al XX-lea, doctorii nu dispuneau de multe medicamente pentru îngrijirea afecțiunilor, dar descoperirea penicilinei în 1928 a oferit posibilitatea de a vindeca numeroase boli. De-a lungul secolelor, medici și oameni de știință au descoperit cauzele multor maladii și metode de vindecare a acestora. Misionari și binefăcători în istorie au existat persoane care și-au dedicat viața într ajutorării apropelui, suverani care au încercat să îmbunătățească viața propriilor supuși, oameni de afaceri care și-au cheltuit banii pentru a construi școli, biblioteci și spitale, staruri de cinema, campioni sportivi și alte persoane publice și-au pus în pericol renumele pentru a atrage atenția lumii asupra bolilor sau a calamităților, și au colaborat la colectarea de fonduri pentru ajutorarea celor aflați în suferință. Mari artiști. Oamenii și-au demonstrat capacitățile artistice încă din vremuri preistorice. Cele mai vechi picturi și sculpturi au fost realizate de oamenii cavernelor cu mii de ani în urmă. În timp, artiștii au încercat să-și aducă operele cât mai aproape de realitate sau să dezvolte stiluri care să le poată exprima sentimentele. Cei mai vestiți artiști au descoperit noi moduri de a picta și de a sculpta, și adesea creațiile le au fost admirate și apreciate doar după moarte. Mari poeți! Poeții au darul de a ști să aleagă cele mai potrivite cuvinte pentru a spune ceva în mod strălucit și profund. O poezie nu trebuie neapărat să aibă rimă, dar este întotdeauna alcătuită din versuri. Poemele mai vechi sunt uneori foarte lungi și povestesc aventuri ale divinităților, ale eroilor și giganților. Indiferent de ce stil au utilizat, cei mai buni poezi au știut întotdeauna să exprime gânduri originale, și pline de semnificații despre lume. Mari scriitori. Se poate stabili dacă un autor este doar bun sau este într-adevăr un mare scriitor. De exemplu, se poate vedea dacă volumele sale continuă să fie citite după moartea sa sau dacă opera sa este mediatizată în alte țări sau tradusă în alte limbi. Mulți dintre autorii cei mai importanți au fost admirați de alți scriitori și au influențat modul de a scrie. În fiecare an, unul dintre cei mai importanți scriitori din lume are onoarea de a primi premiul Nobel pentru literatură. Scriitor pentru copii. Tuturor copiilor le place să asculte povești care, în trecut, erau transmise pe cale orală, de la o generație la alta. Aceste povestiri populare au fost scrise doar după inventarea tiparului, când majoritatea oamenilor au învățat să citească fiecare generație are câte un autor preferat, dar operele celor mai buni vor fi mereu apreciate. Mari muzicieni. Fiecare țară are propria muzică și propriile idei despre ce anume face celebru muzician. Cu mult timp în urmă, muzicienii erau obișnuiți să asculte doar cântece și instrumente din țările lor, dar datorită colătoriilor și schimburilor între diverse culturi, lucrurile s-au schimbat. În Statele Unite, de exemplu, afroamericanii au inventat gospelul, cântecorar religios, bluzul și jazzul. Prin intermediul radioului, al televiziunii și al înregistrărilor, muzica se răspândește astăzi în toată lumea. Regizor și staruri de cinema Primul film a fost turnat în Franța în 1896. India este astăzi țara în care se toarnă cele mai multe filme, la Bollywood. Pentru a face un film bun, este nevoie de actori buni și tehnicieni pricepuți, în afară de scenariști și regizori care să poată crea povești pasionante și să le dea viață pe ecran. Maestrii spectacolului. Actorii au fost nevoiți să se exprime prin cuvinte, în timp ce unii mari artiști știu să amuze publicul prin cântec sau prin spectacole mute, folosind muzica și dansul sau propriul talent de acrobații, magicieni sau clovi. Într-o vreme, artiștii spectacolului trebuiau să facă turul teatrelor pentru a fi văzuți. Astăzi, televiziunea permite spectatorilor să-i admire stând acasă. Campionii sportului. Primele concursuri sportive ne duc la Jocurile Olimpice ale grecilor antici, în 776, înainte de Hristos. Concursurile olimpice includeau cursa, lupta, săritura în lungime, aruncarea discului și a suliței. Astăzi există competiții de diverse tipuri, precum Olimpiada pentru atleți, Turul Italiei pentru cicliști și Cupa Mondială pentru fotbaliști. În afară de a excela în sportul pe care îl practică, mari sportivi sunt adesea și persoane foarte cunoscute. Aici închei, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și să vă abonați. Eu am fost Ramona, pe data viitoare.